Pe Orban de la Budapesta nu-l poate convinge nimeni și nimic să dea înapoi cu legea anti-LGBT, nici măcar banii din PNRR. E gata să renunțe la fondurile de redresare dacă Bruxelles pune condiții. Comisia Europeană nu a aprobat încă planul de cheltuiele al Ungariei de 7,2 miliarde de euro. Legea care interzice referirile la homosexualitate în școli este contestată în stradă în Ungaria. Mii de oameni au ieșit să demonstreze pentru drepturile persoanelor LGBT. Most nagyobb a tét. Most azt látjuk, hogy a magyar kormány az hadjáratot indít a melegekkel szemben Magyarországon, akik körülbelül 500 000 vannak, tehát rengetegen. Mi meg egy olyan országba szeretnénk érni, ahol elfogadjuk a másként gondolkodókat és a másként érzőket, és társadalmi békét akarunk. Tehát mi ezért vagyunk itt. Legea de la Budapest a ajuns și în România. Zacharia Zoltan, deputatul DMR, va depune la Parlament un proiect asemănător și urmează votul. Teoretic ai putea să faci o legătură și să zici dacă nu cumva situația asta atât de, care a escaladat atât de mult, avalanșa asta de comentarii și reacții ar putea veni și în zona noastră. Probabil că nu se va întâmpla așa, dar ideea e că legea asta va fi discutată și la noi. Și eu zic că nu se va întâmpla așa. Nu că noi n-am gândit așa, noi ca țară n-am gândit ca Victor Orban. Și că nu o să fie aplicată din cauza reacției care o să exact, va cred, fi. Cred că suntem mai degrabă mai aproape de Ungaria. Suntem puțin fricoși să luăm atitudinea asta, spre deosebire de Victor Orban, pe care încep să-l susțin din ce în ce mai tare. Mie mi se pare că se ține foarte bine pe poziții, mi se pare că își apără cumva copiii așa, pe cei mici, mi se pare absolut corect ce face. Faptul că până la vârsta de 18 ani să nu ai totul pe tavă, nu mi se pare normal deloc ceea ce se întâmplă worldwide, când nu mai știm, suntem fete, suntem băieți, nu suntem fete, nu suntem băieți, totul neutru. Nu mă așteptam la reacția asta din partea ta, adică mi se părea că o joci mai la mijloc așa, dar eu să știi că nu doar de dragul meciului, dar nu sunt pe aceeași frecvență cu ce spune Victor Orban, dar totodată îmi dau seama că discuția nu este de fapt despre legea asta. Discuția este despre, dintr-o dată, despre niște diferențe pe care Europa începe să le facă între vestul Europei, între olandezi, partea aia frumoasă, mentalitatea deschisă și zona asta a noastră. Și cred că de aici, de la Ungaria, se trage o linie. Sper să nu ajungem să trăim vremurile astea în care pe hartă se va trage vreo linie. Dar Europa își dă seama că Uniunea Europeană, ca stat unit, da? ca un singur, un singur loc pe pământ, nu poate exista. Este doar un vis sau poate exista doar așa la nivel de reacții, relații comerciale. Mie mi se pare că trebuie să existe niște reguli, iar deschideri. Din ce văd în Uniunea Europeană, cumva anumite reguli nu vor să mai fie. Adică aici nu vorbim doar despre homosexualitate, aici vorbim și despre sexualitate în general. Mi se pare că libertatea asta dată copiilor le distruge copilăria, le distruge mentalitatea, sunt foarte libertini, nu mai știu ce înseamnă limitele, nu mai au limite, merg cu 200 la oră în viață, nu știu să mai aleagă între bine și rău, sunt kamikaze, provocările deja nu mai sunt nimic, e tot o aventură, nu mai știu să respecte, mi se pare că se merge departe. Copiii știu că există homosexuali pe pământ, nu cred că îi influențează în vreun fel și le provoacă. Dan, îți dau un exemplu concret. Am o prietenă care stă în America și vorbim aici despre o fetiță care a întrebat-o pe mama ei, după ce la școală a fost întrebată de mai multe ori dacă e băiat, pentru că se îmbracă mai așa, mai cu haine mai largi, cum se îmbracă americanii, a întrebat-o acasă, mamă, eu ce sunt, fată sau băiat? Pentru că nu știu. La vârsta de 13 ani, ea nu știe dacă e fată sau băiat. Vezi că pentru e o vârstă foarte sensibilă. Pentru în care că acolo toți o întreabă, auzi, tu ești băiat, tu ești băiat, tu ești băiat, pentru că te îmbraci ca un băiat. Asta este arta de a fi părinte. Nu poți să-i lași pe un copil să-și dea el seama. Adică, stai, nu mai vorbim despre fete și despre băieți, că nu se poate. Nu, ești neutru și te decizi tu la 18 ani ce ești. Nu merge așa. Nu vreau să continuăm discuția asta, pentru că mă enervează, în primul rând. Vreau să te văd cum te enervezi. Nu, mi se pare o risipă de energie pe care toată Europa o face, toată planeta o face, când discuțiile ar trebui să fie un pic mai simple. E loc pentru toată lumea pe pământ,
În general, da, doar deschiderea că nu așa, in your face. Și libertatea minții e bună în orice condiții și faptul că un președinte, un conducător cum este Victor Orban, cum își conduce el țara, n-ar trebui să fie. Faptul că Victor Orban cenzurează presa, impune niște măsuri foarte stricte și îi face pe oamenii să iasă, uite, cu miile în stradă, n-ar trebui să fie un model pentru cineva. Pur și simplu este modelul de a conduce a unui bine, premier. Bine, hai acum să nu escaladăm în toate declarațiile pe care le dă Victor Orban. Eu mă refer strict la această declarație în ceea ce privește LGBT-ul, sexualitatea, etc.